Primele declarații ale soției lui Benone Sinulescu după moartea fulgerătoare a artistului. Așteptăm firma mortoară să vină, sunt distrusă de durere. Acesta a murit la vârsta de 84 de ani. Elena Sinulescu, soția lui Benone, este în stare de șoc. Femeia a mărturisit îndurerată că partenerul ei de viață a refuzat să meargă la spital. Până în ultima clipă, artistul nu a dorit să fie transportat la unitatea medicală deoarece se temea de noul coronavirus. Am rămas singură, era bine, ne bucuram, dar a făcut o pneumonie de aspirație și s-a dus. N-a vrut să fie dus la spital, de frică, din cauza COVID. A murit astăzi la orele 14:30. Îl ducem la o casă mortoară, la o firmă, apoi de aici o să-l ducem la Filarmonica. Îl vom înmormânta la eternitatea, a mai spus Elena Sinulescu. Benone a avut o relație de mai bine de 40 de ani cu Elena Sinulescu. Aceasta a mai declarat: el este în casă acum, în pat. Așteptăm firma mortoară să vină. Sunt distrusă de durere. Nu am nevoie de nimic. Pe el înapoi nu îl mai întoarce nimeni, a declarat soția lui Benone Sinulescu. Apropiații, cei care l-au iubit sau i-au ascultat muzica, vor putea așadar să-l conducă pe ultimul drum pe Benone Sinulescu la cimitirul Eternitatea.